tatăl vicecampioane olimpice la telefon, pe domnul Florin Cambei, tatăl Mihaelei, pe care îl felicităm și îl rog să ne scuze dacă l-am întrerupt din activitate. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Să vă trăiască, știți cum erau alea la nuntă sau la botez, să vă trăiască familia. Acum vă spun să vă trăiască fata. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Da. Cum ați trăit și ce spuneți despre această super performanță? Ce să spun? Ce să vă imaginați cum am trăit? Ca, cred că ca orice părinții care... Uh-huh. Greu, greu. Și acum încă greu. Parcă nici acum nu v-ați revenit din... Nu. Încă nu-mi dau seama, încă nu realizez. Da. Ați așteptat mult până ați reușit să vorbiți cu ea după această performanță cu Mihaela? Nu. Am vorbit azi, chiar dimineața. Uh-huh. Da, presupun. Și ce spunea? Cum era? Cum ați simțit-o? A, bine, era bucuroasă. Asta am vrut. Uh-huh. Asta e vrut așa, nu? Dar spuneți-mi și mie, am auzit-o declarând că se antrenează 4 ore pe zi. Incredibil. Pentru că este un model și pentru fotbaliști. Uite, frate, se antrenează 4 ore pe zi și acolo chiar se fac antrenamente cu haltera. Da. Ia spuneți, domnul Florin, cum e? Cum e? Eu am văzut un antrenament. Eu nu știu cum să vă explic. Se ridică Toni. Toni, în 4 ore alea vorbiți de Toni, nu se vorbește de altceva acolo. Te îngrozești numai cât când îi vezi. Pregătirile nu ce se vede la televizor. Acolo e munca adevărată. Da. Auziți, dar de unde a plecarea ei din copilărie, logic, spre haltere? Acum 10 ani s-a întâmplat treaba asta. Ok, da. Deci la 11 ani, așa. Da. Acum 10 ani s-a întâmplat treaba asta. Au fost selectată de la școală, de doamna Cristina. Și ea fiind antrenoarea actuală care o are. Ok. Dar inițial eu credeam că e pentru alt sport, eu credeam că e pentru gimnastică. Uh-huh. Dar, de fapt, ea era selectată pentru haltere, am înțeles. Bineînțeles, prima dată nevastă mea nu prea era ea încântată, că nu e sport de fete, că nu știu ce. E bine, nu m-a deranjat faza asta, că și mi-am plăcea sportul, dar doar de hobby, nu de... Făceam și probabil acolo a fost ce... Să zic așa, plecarea în ghilimele, adică ea s-a antrenat cu mine. Făcea flotări, făcea greutăți de mică. Da. Da, se probabil, o ajutat-o și când o selectat-o, că avea picioarele puternice, asta mi-a explicat doamna. Auziți, dar i-a plăcut din prima sau a vrut să renunțe? Adică ceva de genul, tată, nu mai fac pentru că nu-mi place. Au mai fost așa, dar nu că nu-i plăcea, îi plăcea, dar au mai fost așa. Treburi de între copii, na, ea de la țară, s-a dus de la oraș, la școală, acolo, e, na, știți cum e. Da. Atâta am avut singurile discuții, dar după aia am lămurit și am făcut-o să înțeleagă că, de fapt... Ce înălțime are ea? Poftim? Ce înălțime are fica dumneavoastră? Un pic peste 1,5 metri, deci nu mă știu exact. Da. Ok. Dar de ce întrebați finanțimea? Poftim? Ce relevanță are? Păi să toată lumea poate să facă... Bine. Că sunt unii cu trebuie niște idei și... de ăsta preconcepută. Auziți, domnul Florin, ați văzut ce spune Mihaela? Chiar cum îi spuneți? Mihaela sau Michi? Mihaela, cum îi spuneți? Mihaela. Că-și tatuează medalia. Sper că nu vă supărați pe ea, nu? Da, de ce? Dar face ce vrea. E munca ei. Da. Și a zis că... Abia așteaptă să ajungă acasă, la dumneavoastră, la părinți, iar soția să-i gătească, citeam, cartofi prăjiți cu nu știu ce carne și cu șuncă sau slană. Aveți sau? Da. Aici nu e chiar o glumă, pentru că sportivii aceștia de performanță sunt privați sau ei se privează cumva de toate poftele astea culinare ca să se încadreze în greutate și să meargă treaba. Și atunci când, iată, se eliberează, poate că ți se pare așa o nebunie. Cum, domnule, să mănânci cartofi prăjiți cu șuncă și cu nu știu ce? Da, oamenii ăștia se abțin de la foarte multe. Doroftei bea apă cu dopul de la sticlă, să nu fie o cantitate foarte mare înaintea meciurilor. Așa făcea, nu? Se abținea săraca. Da. Deci nu poate să mănânci. Trebuie, n-ai cum să, trebuie să fii în categorie, că dacă nu, deja... Mm-hmm. A dus toată munca. Da. Dumneavoastră a sperat că o să câștige o medalie? Sincer,
Da, sincer. Mă gândeam. Dar nici de cum la eu mă gândeam la bronz. Mă agățam de el așa un pic. Da. Eu am fost bucuros cu ajuns până acolo. Nu m-a mai interesat. Un lucru extraordinar a făcut. Auziți, domnul Florin, ce o sfătuiți să facă acum cu banii pe care îi primește după premiul ăsta? Să-și ia casă, mașină, nu știu, să cumpere acolo ceva arabil, nu testezi dumneavoastră? Casa are, s-o luat apartament. Nu știu ce să fac. Eu nu știu. Deocamdată să-i păstrez. Nu știu. Să-i investească în ceva. Nu știu. Deocamdată nu m-am gândit la treaba asta. Uh-huh. Discutăm. Nu știu. Tot ea trebuie să... Da. Păi mă gândeam că dumneavoastră ca tată mai înțelept, mai experimentat, aveți așa un cuvânt. Așa avea eu câteva idei, dar deocamdată să vin acasă. Când vine? Nu știu, acum să vedem. Că am înțeles că trebuie să mai ține câteva zile. Eu speram să vină cam într-o săptămână, dar nu știu dacă o să poate ajunge. A, deci nu vine nici măcar într-o săptămână de azi încolo? Asta am înțeles că de la doamna Antena. Uh-huh. E, oricum e la Paris, să știți că e bine. E la Paris, da. Adică nu e undeva unde să nu-i placă. Acum are și ea timp să se bucure de cei pe acolo. Și e bine, Parisul e... Da. Asta stea. E de văzut. E bine. Da. Mulțumim și felicitări încă o dată pentru acest copil minunat. Vă mulțumesc. Numai bine, tatăl Mihaelei s-a aflat împreună cu noi. Da, domnul Goge, spuneți, cum e în ziua de astăzi... văzută o astfel de performanță, sau mai degrabă o fată care, să spunem, ar merge la haltere. Toți copiii, toți părinții sau foarte mulți dintre părinți își duc copiii la tenis. La fotbal. Nu, vorbim de fete. Și la fotbal mai nu, da. Au început și la nu știu dacă am auzit pe cineva în București spunând mi-am dus fetița la haltere. Eu n-am auzit. Și cred că am interacționat și eu. Dar sunt cluburi. Păi da, sunt, dar cum e? Da, nu știu, adică am băiat, nu știu dacă o să mai fac și fată sau așa, dar... Dar n-ai dau la altere, nu? Nu că n-aș dau, că până la urmă nu poți să-i controlezi viața, că practic noi cam asta facem și în programul nostru. Nu putem noi să le controlăm viața chiar și la fotbal. Dacă un copil nu-i place să meargă la fotbal, nu poți să-l obligi doar că ai jucat un fotbal sau că nu ai ajuns tu fotbalist. Da. Până la urmă e plăcerea fiecărui om și fiecare e unic în felul lui și merge în direcția în care trebuie să meargă. Vă dați seama, dacă cineva nu recunoaște pe Mihaela pe stradă, îl ia în spate și fuge cu el. Da, imediat. Adică, mă rog, să nu dea de vreun supra-mega hiperponderal, dar așa că, cu 100 face. Eu cred că este un exemplu și pentru noi, pentru categoria asta de fotbal, pentru că e destul de... Sunt multe subiecte, ceea ce ține de fotbal, pentru că de multe ori zic că și 2 ore e prea mult pentru niște copii și 5 antrenamente pe săptămână e prea mult. Hai să vedem ce spun.